Designul este o artă care modelează lumea noastră alături de muzică și arhitectură, afirmă unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri contemporani, Karim Rashid, prezent la un eveniment fastuos organizat de Romanian Interior Design Association. Arhitecți și designeri de interior de top din țara noastră și-au unit forțele pentru a oferi idei spectaculoase de amenajare interioară, potrivit celor mai noi tendințe ale anului 2022. Specialiștii susțin că luxul este la mare căutare, iar micile detalii sunt cele care fac diferența. Se practică foarte mult materiale naturale din piatră și lemn pentru pardoseli și placări de pereți. În funcție de stil se pretează și se impun anumite piese de mobilier retro. Avem și încadramente pe pereți care se poartă foarte mult anii ăștia, dau o notă de sobrietate și lux. Dacă avem o masă mai ieftină, poate balansăm cu un corp de iluminat mai spectaculos. În funcție de preferințe, amenajarea interioară a locuinței poate conferi sobrietate sau, dimpotrivă, poate crea o atmosferă confortabilă. Designerii spun că merg în principal pe contraste de culori. Ori avem un ambient mult mai deschis și contrastăm prin mobilier închis la culoare, sau mergem pe un interior cu piatră naturală tip marmură neagră sau lemn de stejar mai închis. Și prin inserțiile de alamă sau crom sau marmură albă putem să dăm contrastul de lumină. În funcție de buget, specialiștii susțin că se poartă în principal combinația de industrial cu lux. De asemenea, la mare căutare rămân anul acesta și stilurile boho și japandi. O notă de unicitate a oricărei încăperi poate fi conferită de decorațiuni atent alese ori de o mobilă aparte. Cu un portofoliu de peste 3.000 de proiecte, lucrări devenite legendare în peste 40 de țări și sute de premii recunoscute global, designerul egiptean Karim Rashid spune că nu trendurile ar trebui să fie un punct de reper, ci unicitatea. I don't want trends. I don't like the idea of trends because the world needs to be diverse, you know? So you should be able to go to Romania and experience space that you wouldn't see in, I don't know, in Russia or you wouldn't see in America. But the problem is that globalization is making trends and then everybody starts to copy. But I will say that I'm hoping there's a movement towards a kind of minimalism, you know? Because we've been very excessive for too many years and very decadent. And, you know, technology is telling us that we can do a lot more with less. Pentru a crea o comunitate care se apropie pe profesioniștii din domeniu de oamenii pasionați de design interior, Asociația RIDA a lansat platforma designdeinterior.ro. În momentul acesta există 500 de proiecte de amenajări pe această platformă, 150 de arhitecți și designeri de interior și birouri de arhitectură. Sperăm ca numărul să crească, cu siguranță va crește. În cadrul evenimentului a fost celebrată și cea de-a șasea ediție a albumului inspirațional Lifestyle Design Interior și au fost acordate 3 premii pentru cele mai frumoase proiecte incluse în acesta, în valoare de 6.000 de euro. Juriul a fost format din Karim Rashid, arhitecții Andreea Marinescu și Ivon Toader.